Tesa de doctorat de valoare a unor studii noi de guvern pe temul de cultură și de intensivă în condițiile Republicii Moldova, elaborată de Băilici Ina, este o lucrare științifică individuală, originală, cu valoare teoretică și ușurată ridicată în aplicabilitate. Comportă caracter metodologic, este bine structurată, cu rezultate principale, principiale voi pentru știință și practică, constituind un material științific teoretic aplicativ de mare valoare și important pentru un mediu academic științific și a producției pomicului, finalizată cu concluzii teoretice și recomandări practice pe date concrete a rezultatelor cercetărilor științifice efectuate de autor. Rezumatul reflectă conținutul tezei de doctorat, editarea rezumatului tezei de doctorat este autorizată. Asta este concluzia. Acordul conducătorului de doctorat și membrilor comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținere publică a tezei de doctorat. Este necesar să citesc toate concluzia. Nu. Bine. Numai vă numesc Comisia de Îndrumare. Cimpuiești Gheorghe, doctor de abilitate, profesor universitar, academician. Manciuc Valerii, doctor conferințiar universitar. Peșteanu Anani, doctor conferințiar universitar, în urma evaluării preliminare a tezei de doctorat menționate și a rezumatului ei, își exprimă acordul privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat de referință. Fișa de evidență sau nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat a studentului doctorand, a școlii doctorale, a parteneriatului instituțiilor din învățământ și cercetare din agricultură. Dacă este necesar să citesc. Nu este necesar. Cunoaștem foarte bine. Așa. Lista publicațiilor științifice. Toată lumea, eu cred că am făcut o știință cu lista publicațiilor științifice. Este necesar să le numesc, este lista. Lista conferințelor și altor foruri internaționale. Este în teză și în autoreferat toate sunt. Notificare privind predarea tezei de doctorat. Notificarea privind predarea tezei de doctorat este. Este necesar să dau citire? Nu. Declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat. Este necesar să citesc? Nu. Bine. Așa, avem două documente. Copii de rapoartelor. Nu. Confirmări. Copia actului ce confirmă? Nu. Raportul de similitudini. Este necesar să-l citesc în două rapoarte, de la ANACEC și de la Universitatea Agrară. Nu sunt obiecții, nu sunt. Corect. Da? Așa. CV-ul studentului doctorant. Este necesar să citesc tot? Ce dorim să aflăm? Cred că nu. Nu. O cunoaște destul de bine. O cunoaște destul de bine. Da. Da. Bun. Este bine. Așa, copia actului ce confirmă schimbarea numerului de familie. Este? Da. Copiii de rapoartele referințelor oficiale, membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei, lucrări de sinteză. Este necesar să citesc toate rapoartele? Nu. Eu cred că referatele, rapoartele, o să le citească domnul de referent și președintele, care tot are un raport. Așa? Confirmările competenței
competențelor profesionale ale membrilor comisiei de susținere. Toate sunt, începând de la președinte și de la toată lumea care este implicată în această comisie. Este nevoie să le citesc pe mine. Dacă sunt întrebări către careva din membrii comisiei, nu sunt. Nu sunt întrebări. Bine. Așa, avizele la rezumatul tezei. Toate avizele sunt, aici este avizul, primul aviz, Turan Caradeniș, doctor profesor Universitatea Agrară din Bolu, Departamentul Facultății de Horticultură, Turcia. Este în limba engleză, nu are nici o obiecție. Viorel Mitre, doctor profesor Universitatea Cluj-Napoca, nu are nicio obiecție, concluzia este pozitivă. Este necesar să citesc? Nu, cred că necesar. Clar. Poate care sunt negative, domn președinte, acelea care da. Au obiecții negative, obiecții. Da. Dar care sunt pozitive, da, numai da, sigur. De la cei primiți și... Da. Radu Sestraș, doctor habilitat profesor Universitatea din Cluj, la Cluj-Napoca. Sina Nicolina Cosmulescu, doctor profesor universitar, Universitatea din Craiova. Constantin Cazu, doctor candidat, profesor cercetător, director Institutul de Cercetări Științifice pentru Horticultură și Tehnologii Alimentare. Ion Roșca, director Grădina Botanică. Vladimir Toderaș, doctor habilitat, director adjunct, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Așa. La fel, nu are obiecții. Concluzia este pozitivă. Iulie Fava, director, doctor, director Moldova Fruct, la fel, pozitiv, nu are obiecții. Valentina Andriucă, doctor, conferențiar universitar, departamentul 1, Facultatea Agronomie, nu sunt obiecții. Iachim Dumaniuc, doctor conferențiar universitar, departamentul 2, Facultatea Horticultură, nu sunt obiecții. Sergiu Popa, doctor conferențiar universitar, departamentul 1, Facultatea Horticultură. Ion Revință, doctor conferențiar, Universitatea Agricultură de Stat, din Moldova, Departamentul 1, Facultatea Horticultură. Sergiu Gămășescu, doctor manager regional SRL V3. Eugeniu Rutumac, doctor Corte Management SRL. Acestea sunt avizele. Așa, cu asta terminăm, cu avizele, am terminat partea de documente, dacă are cineva întrebări. Așa, ca să fim mai corect, unele, așa, ar zice eu, nu sunt mari, cine știe, și la domnul profesor Mucarciu are careva obiecții. Parcă, dar nu sunt atât de frumoase, așa că să citesc. Așa. Domn profesor, domn președinte, când îți raporta raport, atunci ați expune și la ce capitol ați găsit obiecțiile, poate. Da, bine, de acord. Ok, ca să nu pierdem timp, începem. Da, de acord. Bine. Așa, cu documentele am terminat. Dacă nu aveți întrebări, îmi dați voie să trec mai departe.
plăcere. La, la dacă aveți ceva de spus pe marginea arbitrului, da? Nu. S-a îndătare. Dăm cuvântul candidatului la titlu științific, care va prezenta pe parcursul a 20 de minute conținutul tezii și rezultatele obținute. Răspunde la întrebările adresate de către cei prezenți. Obțin, doamna Alina, 20 de minute de la primul cuvânt. În primul rând, bună ziua. Vă doresc succes. Mulțumim. Și nu să nu aveți emoții. Astăzi, de acum, totul la trecut. Încercăm, mulțumesc. Deci, bună ziua încă o dată, domn președinte, stimați membri ai comisiei, stimați profesori, stimați colegi, permiteți-mi, vă rog, să prezint raport asupra tezei de doctor cu tema evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova. Deci mărul fiind o specie strategică pentru sectorul pomicol moldovenesc, este necesar promovarea sistemelor de cultură durabile, formele de coroană fusiforme și reglarea încărcăturii cu rod care să producă fructe de calitate. Deci scopul lucrării constă în ridicarea productivității plantațiilor de măr prin identificarea soiurilor înalt productive și elaborarea metodelor de menținere a unui echilibru între creștere și fructificare. Obiectivele de studiu sunt identificarea comportării soiurilor de măr noi sub aspectul capacității de creștere și fructificare în vederea promovării în sortiment a celor mai valoroase pentru obținerea de producții mari și calitative. Determinarea intensității proceselor fiziologice de creștere și rodire în corelație cu potențialul agrobiologic la soiurile de măr Granny Smith, Gala Bakay, Golden Delicious, Red Velox și Fuji Kiku, altoite pe portaltoiul M9, zona pomicolă de centru a Republicii Moldova, elaborarea procedeelor de formare și tăiere a pomelor de măr care pun în valoare potențialul natural de creștere și rodire al soiului pentru obținere de fructe competitive, intens colorate și cu un conținut biochimic superior, determinarea reacției soiurilor de măr la efectul metodelor de rărire asupra normării organelor de rod, productivității și calității fructelor și punerea în evidență a efectelor economice ale producției de miere în funcție de soi și metoda de normare a încărcăturii de rod prin promovarea în cultură a soiurilor de măr cu productivitate înaltă și valoroase pentru livezi de mare densitate. Ipoteza de cercetare este sporirea continuă a eficienței în sistemele moderne de cultură cu intrare timpurie pe rod și durata de exploatare scurtă se poate de realiza prin introducerea soiurilor înalt productive din colecția mondială și este posibilă pe baza cunoașterii potențialului natural al zonei pomicule și a tehnologiei de cultură. În urma cercetărilor efectuate, se vor elabora procedee tehnologice care să ducă la obținerea unor producții înalt cantitative și de calitate superioară, cu costuri reduse. Procedeile noi vor viza menținerea echilibrului între creștere și fructificare în baza întreținerii coroanei și reglării încărcăturii cu rod. Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea problemei importante de sporire a productivității plantațiilor de măr în sistem de mare densitate și a eficienței economice de producere a fructelor de măr, constă în fundamentarea științifică a utilizării soiurilor înalt productive, precum și a metodelor de normare a încărcăturii de rod și de menținere a pomelor în echilibru fiziologic. Au fost recomandate pentru producție 4 soiuri noi de măr din colecția mondială, procedeele de întreținere a coroanei și de normare a încărcăturii de rod. Noutatea și originalitatea științifică constă în identificarea soiurilor din colecția mondială care au prioritate pentru livezele de mare densitate în condițiile zonei centrale a Republicii Moldova, argumentarea științifică a metodologiei noi de formare și întreținerea coroanei pomului de măr în formă de fusvelt, estimarea parametrilor structurii plantației și menținerea lor în echilibru fiziologic, evidențierea din punct de vedere agronomic și economic a avantajelor de normare a încărcăturii de rod în scopul obținerii recoltelor durabile.
Deci, cercetările au fost efectuate în vizele experimentale din companiile SRL Elite Fruct și Protcar, amplasate pe un sol cernoziom. Experiențele au fost instalate în 4 repetiții randomizate, câte 8 pomi fiecare. Deci, ca obiect de studiu au servit pomii de măr din soiurile numite mai sus. La plantare s-au utilizat pomi preformați din lăsare anticipați de 2 ani conduși după formă de coroană cu zvelt ameliorat și la distanța de 32,08 metri. Deci s-a studiat comportarea soiurilor noi de măr în 2 experiențe sub aspectul favorabilității condițiilor climatice, intensității proceselor fiziologice de creștere și rodire în corelație cu potențialul agrobiologic al soiurilor. În calitate de martor a servit soiul Granny Smith. Deci, în compania Elite Fruct s-a studiat reacția soiurilor de măr la efectul regulatorilor de creștere asupra normării organelor de rod, productivității și calității fructelor. Varianta 1 a fost martorul netratat, varianta 2 a fost rărirea manuală a fructelor, s-a efectuat după cădere fiziologică din iunie, varianta 3 a fost stropire cu soluție de uree, 46% de azot, când 75 de flori sunt deschise până la scuturarea petalelor primelor flori. Varianta 4 a fost stropire cu soluție de geramid miu când fructul central atinge în diametru 4-7 mm și varianta 5 a fost stropire cu soluție de Diramax când fructul central atinge în diametru 10-15 mm. Deci cercetările au fost efectuate atât în câmp cât și în laborator, unde au fost efectuate evaluări de biometrie, analize fiziologice și biochimice. În perioada efectuării cercetărilor, condițiile climatice din zona de centru au fost normale pentru creșterea și fructificarea mărului. Procedeile agrotehnice în livadă se efectuează la un nivel înalt, solul s-a inerbat pe cale artificială și benzile cu iarbă dintre rânduri se cosesc la necesitate și rămân ca mulci. Deci, în rezultatul cercetărilor s-a elaborat procedeul de dresare a axului. Conform metodologiei, conducerea axului central prin arcuire se folosește când axul este puternic, negarnisit, iar ramurile de pe el sunt slab dezvoltate. Deci, metoda de dirijare a axului central s-a dovedit a fi un procedeu tehnologic eficient în conducerea pomilor după forma de coroană fuzbel, favorizând mărirea recoltei de fructe cu 23-58% în primii 2 ani după plantare. Deci, în perioada de creștere și rodire a pomilor, numărul fructelor depinde de soi, vârsta pomilor și distanța de la sol. Numărul fructelor în coroana pomilor este neuniformă, în sensul că aceasta se micșorează de la bază spre vârful coroanei. Deci, ca exemplu, soiul Galabachei, la distanța de 60-160 cm de la sol, se înregistrează 38% din fructe, la 36% din fructe sunt amplasate la distanța de 160-240 cm de la sol și 26% din fructe sunt amplasate la distanța de 240-320 cm de la sol. Deci, aceeași legitate se înregistrează și pentru celelalte soiuri luate în studiu. Suprafața foliară este unul din indicatorii principali a unei plantații pomicule care influențează direct asupra potențialului de producere. Deci, în perioada de creștere a pomilor, cea mai mare suprafață foliară se formează pe lăstar și mai puțin pe formațiuni fructifere. Însă, în perioada de creștere și rodire a pomilor, cea mai mare suprafață foliară se formează pe formațiuni fructifere, vedem la soiul Galabachei și la soiul Golden Delicious, iar la soiurile Granny Smith și Red Velox, în perioada de creștere și rodire, o mai mare suprafață de frunze se formează pe lăstar și mai puțin pe formațiuni fructifere. Deci, dacă ne referim la suprafața foliară în dinamică, se poate de menționat că aceasta diferă de la an la an și în funcție de productivitatea plantației. Deci, în anul 2016, în anul 2 de la plantare, deci s-a înregistrat de la 8700 metri pătrați la hectar la soiul Red Velox, suprafața foliară, până la 11.000 metri pătrați la hectar la soiul Golden Delicious. Deci, în anul 3 de la plantare, în anul 2017, suprafața foliară s-a dublat sau chiar s-a triplat și atinge valori de la 22.000 metri pătrați la hectar la soiul Red Velox până la 35.000 metri pătrați la hectar la soiul Fuji Kiku.
În anul 2018, deci suprafața foliară s-a diminuat comparativ cu anul 2017, dar a fost optime pentru liviezele de tip intensiv. Deci această diminuare a suprafeței foliare din anul 2018, deci se datorează faptului că în anul 2017 pomii au fost supraîncărcați și în 2018 au avut de suferit. La fel și condițiile climaterice din anul 2018 au influențat negativ asupra suprafeței foliare. Deci, dacă analizăm intensitatea radiației solare în coroana pomilor, putem spune că aceasta crește treptat de la orele 9 dimineața până la orele 13-15 și apoi treptat scade. Deci, în prima parte a zilei se iluminează mai bine partea de est a coroanei, iar în a doua jumătate a zilei se iluminează mai bine partea de vest a coroanei. Cu toate că coroanele sunt înguste, centrul coroanei și partea bazală a coroanei se iluminează mai puțin comparativ cu zona de împreunare a coroanelor. Deci, analizând valorile energiei solare în plantațiile pomicole la toate soiurile luate în studiu, putem spune că aceasta primesc mai mult de 0,2 calorii centimetru pătrat pe minut, care este necesar pentru procesul de fotosinteză. Deci, numărul fructelor diferă de la un soi la altul și pe ani. Toate soiurile luate în studiu au intrat pe rod simultan. Deci, în anii 2 și 3 de fructificare, soiurile Golden Delicious și Galabachei au înregistrat cel mai mare număr de fructe. Însă, odată cu intrarea pomilor cu intrarea pomilor în rod, deci crește și productivitatea acestora. Deci în anul 2019 s-a înregistrat de la 125 de fructe la soiul Red Velox până la 162 de fructe la soiul Fujikiku. Deci, în experiența unde s-a studiat rărirea organelor de rod, s-a studiat numărul bobocilor punctați cu roșu și aceasta constituie în jur de 250 de bucăți în toate variantele. Deci, numărul inflorescențelor legate prelucrarea pomilor cu regulatori de creștere diferă foarte mult și constituie de la 166 bucăți în varianta martor până la 147 de bucăți în varianta cu rărire manuală. Iar numărul fructelor la recoltare iarăși diferă și se înregistrează de la 164 bucăți în varianta martor până la 155 de bucăți în varianta unde au folosit urie 46% de azot, deci aceasta a avut efect de regulator de creștere, dar și ca fertilizant. Deci, în funcție de modul de rărire a organelor de rod, ponderea fructelor în inflorescență diferă foarte mult. Cele mai multe fructe, câte unul în inflorescență, s-au înregistrat în varianta cu rărire manuală, după care urmează variantele cu rărire chimică și cele mai puține în varianta martor. Deci, în variantele 2, 3, 4 și 5, în jur de 70% din fructe sunt câte unul în inflorescență, în jur de 20% câte două în inflorescență și în jur de 10% câte 3 în inflorescență. Deci, aceeași legitate se înregistrează și pentru celelalte soiuri luate în studiu. Deci, rărirea organelor de rod a influențat pozitiv la distribuirea fructelor după diametrul lor. Deci, observăm în tabel că în varianta martor
în jur de 70% sunt cu diametru de mai mic de 61-65 mm în diametru, însă în variantele cu rărire manuală și variantele unde am folosit rărirea organelor de rod, mai mult de 70% din fructe au diametru de 71-75% și mai mare. Deci, rărirea organelor de rod, vedem că a influențat pozitiv și asupra categoriilor de calitate. Deci, vedem că în varianta martor, fructe de calitate extra nu s-au înregistrat. Majoritatea fructelor sunt de categorie 2, 75% și doar 25% de calitate 1. Însă, în variantele, iarăși, unde curărire manuală și curărirea organelor de rod, deci 73-77% din fructe sunt de calitate extra, în jur de 15-20% de categoria 1 și în jur de 3-7% de categoria 2. Deci, dacă ne referim la greutatea medie a fructelor în funcție de metoda de rărire a organelor de rod, apoi se poate de menționat că în variantele cu rărire manuală și rărire chimică, masa fructelor crește în raport cu martorul netratat. Deci, în anul 2017 se înregistrează o greutate a fructelor de la 145 până la 182 de grame. În anul 2019, masa fructelor a fost una mai mică, de la 125 de grame până la 159 de grame și această diminuare se datorează faptului că recoltei mai mari din anul 2019. Deci, dacă ne referim la masa fructelor, vom menționa că aceasta variază în funcție de metoda de rărire a organelor de rod, dar în toate variantele cu rărire manuală și rărire chimică, masa fructelor crește în raport cu martorul netratat. Deci, rezultatul oricărei experiențe este efectul acestei experiențe asupra economiei. Deci, examinând metodele de rărire a organelor de rod în cadrul aceluiași soi, se constată că varianta 3, unde s-a folosit soluție de uree, 46% de azot în calitate de regulator de creștere, dar și ca fertilizant, se înregistrează cel mai mare venit din vânzarea producției, cel mai mare profit și la fel și rentabilitatea producției este cea mai înaltă. Deci, soiul a influențat foarte mult la productivitatea livezii. Cea mai înaltă productivitate s-a înregistrat la soiurile Granny Smith, Gala Bakay și Golden Delicious, comparativ cu Red Velox și Fujikiku în medie. Deci, pomii practic au început a fructifica din primul an de la plantare. În anul 2 de la plantare s-a înregistrat o recoltă de 5-6 kg la pom. În anul 2017 a fost o recoltă mare de 14-17 kg la pom la soil Golden Delicious. În anul 2018 recolta a scăzut semnificativ, deci datorită alternanței de rodire, și în 2019 se înregistrează o recoltă maximă de 18-22 kg la pom. Deci, dacă analizăm productivitatea soiului Golden Delicious în ambele gospodării, vedem că diferențe mari nu există. În mediu se înregistrează 44 tone la hectar în compania ProdCar și aproximativ 52 tone la hectar în compania Elite Fruit. Deci, pentru o integrare a recoltei, prezentăm recolta medie pe livadă în ambele gospodării și vedem iarăși că diferențe mari nu există. 42 tone la hectar se înregistrează în compania ProdCar și 48 tone la hectar în compania Elite Fruit. Deci, în anul 2019 am avut o masă mai mică a fructelor, de la 135 la soiul Golden Delicious și Fujikiku până la 148 la soiul Red Velox. Însă, fermitatea fructelor a fost înaltă și cea mai înaltă fermitate se înregistrează la soiul Red Velox. Aciditatea titrabilă
se înregistrează cel mai mare procent de aciditate la soil Granny Smith, iar conținutul de substanță uscată solubilă nu diferă semnificativ de la un soil la altul, iar soil Fujikiko înregistrează cel mai mare conținut de substanță uscată solubilă, aproximativ 17 bricks procente. Deci, dacă analizăm eficiența economică de producere a fructelor în perioada de creștere și fructificare a pomilor, deci în funcție de soi, se constată că venitul din vânzarea producției și profitul, dar și nivelul rentabilității cresc în raport cu productivitatea livezii. Deci, soiurile Gala, Bakay, Golden Delicious și Fujikiko realizează cel mai mare venit din vânzarea producției, precum și cel mai mare profit, dar și nivelul rentabilității este mai înalt datorită prețului de realizare a fructelor cu 6-7 lei per kilogram, comparativ cu soiurile Red Velox și Granny Smith, care s-au vândut doar cu 5 lei per kilogram. Și deci, la fiecare tabel și figură s-au făcut concluzii, permiteți-mi, vă rog, să dăm citire recomandărilor pentru producție. Deci, în zona pomicolă de centru a Republicii Moldova se recomandă de înființat plantații de înaltă densitate cu soiurile Gala, Bakay, Golden Delicious, Granny Smith și Fujikiko altoite pe portaltoiul M9. Conducerea axului pomului prin arcuire de utilizat când dezvoltarea lui este puternică, negarnisită, iar ramurile de la bază sunt slab dezvoltate. Metoda de întreținere a pomilor conduși după forma de coroană fost velt include arcuirea axului puternic și negarnisit când de la stare apăruți pe curbură se alege unul vertical pentru a înlocui axul, iar restul lăstarelor se suprimă la inel. Deci rărirea organelor de rod poate fi efectuată în 3 etape, stropire cu soluții de uree 46% de azot 6 kg la hectar, când 75% de flori sunt deschise până la scuturarea petalelor primelor flori, administrarea regulatorului de creștere geramid miu 1,5 litri la hectar, când fructul central atinge 4-7 mm, și utilizarea soluției Diramax 2 litri la hectar, când fructul central atinge 10-15 mm în diametru. Vă mulțumesc pentru atenție! De extraordinar! Referentul a durat 19 minute, 45 de secunde. Nu. Mă aud, nu? Da, acum da. Referatul a durat 19 minute, 45 de secunde și jumătate. Exact atât cât este recomandat. Are o stimă foarte mare față de tine însuși, doamna Ina și față de economia. Așa, acum trebuie să trecem la întrebări. Cel mai interesant lucru vor fi întrebările pe timp. Cine ce întrebări are către doamna Ina? Domn președinte, o întrebare. Da, poate? Stimate competitoare, dumneavoastră ați studiat soiul Red Velox. La recoltare, care e problema la soiul respectiv? Ce observați la soiul dat, mai mult este afectat ca alte soiuri. Și asta se expune mai departe și la păstare. Ce boală? Deci, la soiul Red Velox, deci, camera seminală a soiului este, acest soi este cu mucegai. Dar dacă merge vorba de păstrare, el este, se afectează și de pătarea amară, da? Pentru păstrare. Și greu se păstrează din cauza aceasta. Dar când efectuați recoltarea, nu ați atras atenție, n-am deja un fructe, poate un procent, undeva o pondere de 5%, 7% erau afectate, dar nu deja de pătarea mare, ori erau toate perfecte pentru păstrare. Am întâlnit așa fructe, da, un procent mic, un procent mic. Dar la care, în ce ani, fiindcă aveți cantități, ori producții foarte înalte la Red Velox și aveți producții mai mici. În ce an ați înregistrat faptul ăsta? Când erau producții mai mici, sau când producții mai mari? Când producții mai mari am văzut lucrul ăsta. Mulțumesc. Încă întrebări, poftim?
Dacă nu se trebuie... Poate întrebare. Da. Mie m-a interesat așa un lucru. Dumneavoastră spuneți că rărirea organelor de rod poate fi efectuată în trei etape. Adică dumneavoastră comandați toate aceste trei etape desfășurate una după alta sau una din ele. Da, mulțumim pentru întrebare. Deci, noi recomandăm nu toate trei împreună, deci recomandăm ureia, recomandăm și geramidniu și recomandăm și diramax. Dar toate se efectuează la momentul lor, adică sau lucrăm cu ureie, sau lucrăm cu... Pentru ce te prinde lucrul ăsta? Că lucrați cu ureie. Deci... Deci cu ureie, noi lucrăm cu ureie, spre exemplu, dacă nu a lucrat, putem să mai lucrăm o dată, când fructul central, spre exemplu, are 4-7 mm cu geramidniu. Depinde de condițiile climaterice. Dacă s-a lucrat bine cu preparatul de ureie, s-a rărit bine, vedem că nu mai este nevoie pentru încă un tratament. Dar dacă este nevoie, facem cu un tratament încă cu geramidniu sau mai este posibilitatea de făcut și un tratament cu diramax, când fructul central atinge deci 10-15 mm în diametru. Îți poate îndărbim în continuare la această întrebare au apărut. Dacă analizăm recolta obținută în urma influenței metodei de rărire, vedem că cea mai bună recoltă e la marcul nitratat, adică în anul 2019 și 85 toni. Da. Dar dumneavoastră vedeți cu recomandări că, de exemplu, geramidniu e cel mai bun, sau ureia și tot așa mai departe. Cum ați terminat acolo cea mai bună recoltă, dar dumneavoastră recomandați alte preparate? Deci la martor netratat nu s-a făcut niciun tratament, fructele au fost pe pom câte au fost de la început, au căzut ce au căzut la căderea fiziologică și asta toate au rămas. De asta s-a înregistrat și o recoltă cea mai înaltă, deci în alte variante unde s-a făcut rărirea fructelor a rămas o recoltă mai mică, dar cu fructe de calitate. Asta s-a are în vedere. Da, vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Pentru întrebări, poate. Dacă scoate. Da, poate. Și puteți să explica roada așa, chiar și spune exigerate, de 85-57 de tone la 3-le, la 4-le an. Și influențat la roada așa de puternic. Deci în anul 3 s-a înregistrat o recoltă bună, pentru că în anul 2017 a fost alternanță de rodire. Dar chiar recolta la a treilea an, 57 de tone și mai mult, ce se explică? Cum asta? Deci procedeile agrotehnice în livadă se efectuează la un nivel foarte înalt. Materialul. Și materialul săditor de calitate înaltă, da. Materialul săditor, de ce dar nu avem în 2018 recolta, dacă e materialul săditor? Doamna Ina, eu am văzut în tabelele dumneavoastră o periodicitate oarecare a soiurilor cu periodicitate de rodire în 4 ani, 16, 17, 18, 19. Da. Nu ați încercat să calculați indicele periodicității, să vedeți care dintre soiuri are la început de rodire, care dintre soiuri are o periodicitate mai înaltă și care mai... Și după asta, de acum, în următoare de cercetări, puteți să regla ca această periodicitate să fie cât mai mult diminuată. Da, mulțumim pentru întrebare. Deci noi am calculat în teză, este... Deci menționat care este procentul alternanței de rodire la fiecare soi. Mulțumesc. Acum altă întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dacă ce se deosebește între ele soiurile Golden Delicious, pentru soiul Golden Delicious, și clona Golden Delicious Red.
se deosebesc între ele. Se deosebesc după, după particularitățile morfologice ale fructelor. Nu ați observat la Golden Delicious Reindex plasă? Nu, nu. Asta e deosebirea. Da, da, da. La Golden este, Golden Delicious este plasă. Da. E forma, mă rog, asta e... Asta e prioritatea lor. Da, dar prioritatea este că nu formează plasă atunci când e strupit cu cuplice. Încă întrebări, vă rog. O întrebare, domnul președinte. În tabela 338 am observat gara Machei Simon și la Golden Delicious aceeași recoltă, aceeași eficiență economică. Dumneavoastră, la calcularea eficienței economice, ați luat cam, ați grupat prețul de realizare pe soiuri, fiindcă, ca de obicei, eu știu că Gala Machei, ori Gala Machei, da, 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 are un preț de realizare mai înalt ca la Golden Delicious. Asta tot depinde cum ați pus prețurile. Deci, noi... Care sunt prețurile, de pildă, la astea, la soiurile respective? Ce prețuri ați calculat, eficiența economică? Deci noi am calculat, după datele care am primit din contabilitate, Gala, Gala Bachei și Golden a fost cu 6 lei per kilogram, Fuji cu 7. Prețul e identic. Da, da, de asta. Nu, înseamnă că e corect. Da. Încă întrebări. Vă vedeți, domnul Șeapă, vorbiți de regulatori. Vorbiți de regulatori sau de regulatori? Regulatori de creștere. Răscatare, știu, de regulatori de creștere. Ei reglează. Fiind aplicat, reglează ceva. Dacă nu reglează. Una, a doua, am vrut să vă întreb conținutul de calciu, dacă l-ați determinat, și pentru că în raportul dumneavoastră am înțeles că fructele într-un an au fost afectate de pătarea mare. Și atunci, când poate să apare pătarea mare? La ce concentrație a calciului în fruct? Deci, noi nu am studiat, conținutul de calciu. Da, ele se fac tratările cu calciu, dar noi nu am determinat, nu am... Ați găsit diferența dintre maturi, ditratat și pomii tratați cu calciu. Ați observat gradul de afectare fructurilor în dependență de tratamentul de ce le-ați aplicat? Comparativ cu maturi? Cred că da. Nu aveți așa date, da? Dar suntem de cont că... Da, cred că dacă se fac aceste tratări... Rezultatul plicării, bineînțeles, că sporimă rezistența, da, și la păstrare, da. Conținutul de calciu are o importanță foarte mare, deoarece mărind dozele de azot și potasiu, rezultă că îi predispunem mirele către afectare cu boala asta. Mulțumim. Încă trebuie, vă rog, dacă mai sunt. Să mai poate întreba, de claritate. Domnule, dumneavoastră, iar și în recomandări menționați că conducerea sunt comod prin arcuiri se recomandă utilizat timp dezvoltarea rugii este puternică. Ce înțeles prin dezvoltare puternică a acțiunii? Când e puternică ea? Are unele parametri oarecare? Dezvoltarea puternică, deci, axul este bine dezvoltat, dar nu este garnisit cu ramuri pe el. Se duce în sus și nu are... La fenomenul ăsta duce în sus, cum se cheamă în pomicultura asta? Dominanță? Dominanță, adică... Da, dominanță. În polaritate. Sunteți pomicultor, nu? Da. Și lucrul ăsta puteți să enumerați, că domn Popa spune cu predominanță, ori cu creștere puternică, din soiurile care a studiat în afară de Granny Smith la
Rebelul, cum s-a atribuit lucrul ăsta, cel tot nu se încarnisește. Adică gradul excitabilitatea și capacitatea de lăsărire cam este scăzută. N-ați încercat la solista. Nu. La Granny Smith, la Granny Smith, dar nici la Granny Smith nu am făcut, doar la pomii care nu erau, care aveau axul necarnisit, da, necarnisit, da, dar au fost și pomi care nu era necesar de făcut acest lucru. Vă rog, domnul președinte, undeva? Da. Stimați competitoare, iată dumneavoastră vorbiți despre regulatori de creștere, cum spune domnul profesor, da. Puloreanu. La noi, în Moldova, gama aceasta de normale încărcături de rod, până la ce etapă putem noi să o menținem? Până la 14, până la 16, până la 20, ori până la 22 de milimetri. Produsele astea, până la ce diametri putem să revim ca să utilizăm produsele respective? Noi cred că mai mult de 10-15 mm a fructelor nu se poate de rărit. Diametri mai mari. E clar. Da, mulțumesc. Scoate întrebare încă. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți în piesă analiza chimică a fructelor. Da. Mai ales aciditatea, care nu e mai înaltă de 0,3. Haideți să vă rog, astfel de soi sunt bune pentru prelucrare, pentru obținerea sucurilor. Desigur. De ce sucurile noastre sunt atât de dulci, încât nu au niciun gust. Oricare fabrică nu le-ar fabrica, nu le-ar face. Românezii procură plăcere în sucurile noastre și le amestec, fac. La Polonezii, procură, dar nu știți mai ce nu bate un pic. Îmi place așa de dulce, dar nu e un suc care ar trebui să fie bun. Iată golul de rezistent, care are până la 1% de aciditate, dă un suc extraordinar și este mai rentabil de două ori decât golul de rezistent. Care cu golul de rezistent, sunt mari probleme. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la... Păi, vreau să cunoști și de pe internet, online, să le rog. Domnul Strate. Da. Întrebați-vă, rog, știu ce. Da, poate. Poate domnul Strate. Da, domnul Strate. Mai care la microfon, da. Da, noi, găsesc. Dacă aveți, domnule Strate, întrebări către doctorandă, către doamna Ina. Noi, mulțumim de întrebare, deci noi am legat... Ok. Deci noi am arcuit axul
s-a primit că la înălțimea de așa, a treia sârmă se primește că la un metru și vreo 20 centimetri am legat axul de sârmă. Da. Știm că la forma de dulună de tip solax, la 2 metri și jumătate se atrește exact în același scop pentru a atenua din talia pumnului și de a stimula garnisirea cu ramuri de semischelet respect de formațiuni de roate. Mulțumim! Da. La următorul punct din scenariul nostru, așa, secretarul științific aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizele altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Este necesar să citesc toate sunt pozitive? Toate nu e necesar, nu e necesar. Nu este necesar, da? Candidatul la titlu științific își expune părerea pe marginea avizului. Referatul. Poftim, doamne. Ce părere aveți? Referatele care au venit. Avizele cei care au scris. Avizele care le-au scris, lumea vi le-au trimis. Ce aveți de comentat? Deci, mulțumesc că tuturor care au făcut referenților și pentru avize. Le-am studiat pe toate, deci toate sunt pozitive, nu am găsit, văzut obiecții, observații. Eu le mulțumesc la toți pentru că au găsit timp să studieze rezumatul și să scrie acest aviz. Le mulțumim la toți. Da, mulțumim. Acum cuvântul dăm conducătorului științific al lucrării, a doamnei Ina Grilici, domnul profesor universitar Valerian Balan. Poftim, domn profesor. Vă mulțumesc, domn președinte, pentru de a lua cuvântul asupra referatului sau asupra licențiat, ăsta, doctorat. Calitățile personale și profesionale. Nu lucrarea. Lucrarea de către dumneavoastră este apreciată extraordinar de bine. Acum apreciați calitățile umane și profesionale. Doamne. Deci, din Abâlici, a fost licențiată la Facultatea de Cultură, după aceea a absolvit masteratul la Științe Horticole, Facultatea de Horticultură. După absolvirea masteratului, a fost admisă la studii de doctorat ciclu 3, pe parcursul anilor, începând cu studențimea la licență, a fost tot timpul ingenioasă, interesată în specialitatea publicultură. A susținut teza de licență cu brio, după aceea teza de master tot cu brio. În timpul studențimii și masteratului a fost de acum autoare câtorva articole și când a fost admisă la doctorat, doamna Bâlici, de acum lucra în agenția Moldova Fru și de aceea toate experiențele care au fost instalate au fost în această
companie, în compania Elite Fruct și Fructat, după cum ați văzut, acestea sunt două lucruri identice și practic au aceleași soiuri, aceeași distanță de plantare și formă de coroană. Pe parcursul anului am îndeplinit toate cerințele la doctorantură. În afară de aceasta, a fost o studentă foarte activă. Tot timpul a fost ingenioasă și a arătat calități că poate instala în experiență și atunci și a face concluzii corecte din materialele care le-a obținut. Și în rezultatul acestor materiale, desigur, peste 4 ani de zile, doamna Vânici a întocmit teza care a fost prezentată astăzi și doresc succes în continuare, să nu se oprească la acest nivel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim dumneavoastră, domnul profesor universitar, dacă cineva are... Vă mulțumim, domnul profesor universitar, dacă cineva are întrebare către conducătorul doamnei Ina. Nu sunt întrebări. Nu sunt întrebări. Bine, atunci... Trecem la referenții oficiali pentru a da citire referatelor care le-au transmis către susținere. Primul are cuvântul domnul doctor habilitat profesor universitar Mihai Istrate. Domnule președinte, distinși membri ai comisiei, stimați invitați, e o plăcere deosebită pentru mine de a face parte din această comisie la care am audiat cu plăcere rezultatele deosebite obținute de doamna doctorand Ina Bânici. În calitate de referentul oficial am întocmit un referat care se întinde pe 6 pagini, dar pentru a nu prelungi prea mult această ședință, voi spicui câteva aspecte legate de teza de doctorat prezentată astăzi. Legat de motivația alegerii temei, consider că este un aspect pozitiv. Într-adevăr, în Republica Moldova sunt multe plantații superintensive și deja plantații tinere la majoritatea speciilor, dar în deoseb la mână, cu rezultate deosebite și mai ales în sistemul acesta de cultură superintensivă. Doctoranda și-a ales obiective precise prin realizarea tezei de doctorat cu privire la acest sistem de cultură, în principal asându-se pe alegerea sortimentului, portalului, forma de coroană utilizată, de asemenea aspecte legate de tehnologia de normare a încărcăturii de rod și reglarea încărcăturii de rod, așa cum au fost prezentate în lucrare, au fost aspecte pozitive. Probabil că teza putea fi continuată cu aspecte legate de capacitatea de păstrare a fructelor, fiindcă și noi în zonă am încercat o experiență cu regretatul profesor Gădinaru, pe când lucram la stațiunea pomicolă din Iași, cu două produse care erau la momentul respectiv, mă refer la Norchim și la Amid 80 sau Rarex, și din aspectele pe care le-am considerat noi legate păstrare, erau produse respective cam grăbeau epoca de maturare a fructelor și de asemenea și capacitatea influențeau negativ capacitatea de păstrare. Deci și consilierul meu de a continua studiul legat de capacitatea de păstrare. Legat de noutatea și unitatea lucrării au fost prezentate aspecte legate de conducătorul de doctorat, nu voi insista prea mult. Referitor la metodologia, doctoranta a respectat toate criteriile privind alcătuirea bazei de date, formularea ipotezelor, validarea și prezentarea rezultatelor cercetării și, de asemenea, concluzii și propuneri eventuale la
tehnologia de cultură a mărului în sistem superintensiv. De asemenea, a ales foarte bine materialul biologic, reprezentat de soiurile pe care le-a amintit. Legat de valorificarea științifică a rezultatelor, este o lucrare deosebită care a condus la generarea de noi cunoștințe în domeniul formării și formării, conducerii și tăierii pomilor pentru sistemul superintensiv, respectiv la forma de coroană de difuz del. De asemenea, acumulare de cunoștințe noi privind optimizarea structurii coroanei pomilor în plantațiile de mare intensitate. Referitor la redactarea tezei, teza de doctorat este tenorizată respectând toate criteriile școlii doctorale, fapt care a permis doctorandei să-și organizeze, să sistematizeze toate informațiile obținute din bibliografie și din rezultatele proprii din cercetare, pe care le-a prezentat în tabele, figuri, concluzii și recomandări într-o manieră clară și ușor de urmărit. De asemenea, menționăm faptul că iconografia este destul de bogată, iar raportul dintre spațiul ocupat de text și cel ocupat de tabele și grafice este echilibrat. Referitor la etica și deontologia profesională, doctoranda a respectat toate normele de bună conduită, fără a exista situații în care citările din literatura de specialitate consultată să nu fie consemnate în text, sau în note la subsolul paginii, sau în lista bibliografică finală. În concluzie, folosind o documentare științifică amplă și efectuând studii și cercetări proprii, aplicând o metodologie modernă nouă, doctoranda a răspuns la toate problemele care au fost pe parcursul desfășurării tezei de doctorat, a răspuns scopului, obiectivelor de cercetare și se raportează pentru tehnologia care trebuie să fie promovată în agricultura superintensivă. Având în vedere cele mai menționate mai sus, propun acceptarea lucrării, evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile de Pâlcii Moldova, ca teza de doctorat să fie acceptată și acordarea titlului științific de doctor în științe agricole doamnei Ina Vilici. Adresez felicitări colectivului de la disciplina de pomicultură, Catedrei de Pomicultură și în principal conducătorul științific al acestei lucrări, dorindu-vă în continuare multă sănătate și realizări deosebite în domeniul acesta frumos al pomiculturii. Vă mulțumesc! Poate o întrebare? Eu uit de microfon. Poftim, doamna Ina, dacă aveți ceva de întrebare, spate. Da, poate, da? Doamna profesor, conform metodologiei, în școala doctorală de astăzi a Republicii Moldova, este necesar pe fiecare poziție de aprecia la ce nivel se poate aprecia, nu ar veni noutatea, la ce, câte puncte, vreau să știți foarte bine. La toate criteriile care au fost prezentate, punctajul este excelent, respectiv 4 puncte, de asemenea 4 puncte și pentru susținerea lucrării de astăzi. Da, vă mulțumesc mult! Da. Vă mulțumesc mult, domn profesor Mihai Strate, pentru apreciere. Deci, observații referitor la toate subiectele nu am văzut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru apreciere. Bine. Cuvânt se oferă referentului oficial,
Bujoreanu Nicolae, doctor habilitat în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Mulțumim, domnul președinte. Subsemnatul Bujoreanu, șef de laborator, după cum ați menționat, adică, făcând recenzia, m-am oprit la următoarele întrebări. Motivația, în primul rând, motivația alegerii temei de către doctorant și ca răspuns, adică, am înțeles că tema abordată este, adică, aleasă din considerentul că în sectorul pomicul a Republicii se introduc diverse sisteme de cultură de mare densitate. Făcând o comparație în anii precedenți, densitatea pomilor a evoluat de la 400-500 pomi până la 2500-4000 pomi. Deci că, iată asta, cu toate acestea se consideră oportun și s-a examinat elementele, componente ce definim sistemul de cultură, modul cum decurg relațiile dintre acestea și de identificate elementele teoretice care determină productivitatea levezei anul între retirod, recoltă, calitatea fructului, alternanță de rodire, etc. Noutatea și originalitatea lucrării este bine argumentată, reieșind din studiu complex privind identificarea soilor de măr din colecția mondială cu prioritate pentru levezele de mare densitate în condițiile zonei de centru a Moldovei. Argumentarea științifică a metodologiei noi de formare și întreținerea coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt, estimarea parametrilor structurii plantației și menținerilor la în echilibru fiziologic, evidențierea din punct de vedere agronomic și economic a avantajul de normală și a încărcăturii de rod în scop obținerii recoltei durabile. Noutatea și originalitatea lucrării este confirmată de un brevet de invenție și trei distincții obținute la saloane internaționale de invenție. Deci că la acest criteriu se acordă coeficientul foarte bine, 3 puncte. Suportul metodologic al cercetării. Cercetările planificate în prezentul studiu au fost realizate în nivelul experimental din SRL Elite Fruct și SRL Protcar, precum și în laboratorul tehnologiei păstrării și prelucrării produselor agricole a Departamentului de Horticultură a Universității Agrare. În calitate de obiecte de studiu, doctoranta a utilizat soile Granny Smith, Gala, BK Simmons, Red Velox, Golden Delicious, Reinders, Fuji Tiku, Altoid, Port Altoi, nou. În calitate de martor a servit soile Granny Smith, omologat în Republica Moldova, începând cu anul 2015 în zona pomicula de sud. În rezultatul unei analize ample a celor mai importante și avansate studii referitoare la sistemele de întreținere, de formare și tăiere coroane de la măr, precum și la metodele de normare a încărcăturii cu rod, doctoranta a pus în evidență parametrii de bază care asigură productivitatea plantațiilor pomicule și eficiența economică. Sunt descrise principiile de organizare a experiențelor, metodele de cercetare și condițiile ecologice în care s-au efectuat experiențele. Cercetările efectuate în vezile luate în studiu au inclus evaluări biometrice, analize fiziologice și biochimice în laborator, privind determinarea activității fotosintetice a sistemului foliar, intensității luminii în coroana pomelor, formării organelor de rod la pome în cadrul experiențelor, precum și a productivității acestora și calității fructelor. La acest criteriu se propune acordarea calificativului excelent, 4 puncte. Relevanța științifică a rezultatelor constă în generarea și argumentarea metodologiei noi de formare și întreținere a coroanei pomului de măr în formă de fus zvil, de acumulare baze de date științifice pentru elaborarea modelului optimal al structurii coroanei pomelor de măr în livezi de mare densitate,
de identificare a soiurilor înalt productive din colecția mondială care au prioritate pentru livezile de mare densitate în condițiile climatice din centrul Moldovei. În rezultatul analizei celor mai importante rezultate referitoare la sistemele de întreținere, deformare și tăiere corane la măr, precum și la metodele de normare a încărcătorii de rod, au fost scoși în evidență parametri de bază care asigură productivitatea plantajelor pomicului și eficiența economică. De asemenea, sunt formulate păreri și sugestii cu privire la perspectivă continuării cercetărilor în domeniul dezvoltării sistemului de mare densitate la măr prin utilizarea portalului de vigoare mică nouă, formarea pomelor în formă de fus zvelt și asigurarea cel puțin a 2750 pom la hectar. Competitoarea teze prezintă informația nouă, făcând legătură argumentată între capitole pe măsura dezvoltării lucrării. Rezultatele obținute sunt interpretate de către autor în mod critic, făcând o interpretare interdisciplinară cu aspecte biologice, fizice, chimice, economice și de sustenabilitate prin determinarea potențialului de creștere și fructificare pomului de fructifer. La acest criteriu se propune acordarea calificativului foarte bine. Trei puncte. Redactarea tezei și conținutul tehnic s-a asigurat prin îndeplinirea cerințelor stipulate în ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și a autoreferatului, aprobat în decizia ANACEC din numărul 5 din 18 decembrie 2018. Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat aprobat prin ordinul 514 din 2017 și altor documente. La acest capitol se propune calificativul excelent 4 puncte. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Conținutul tezei de doctorat a fost verificat cu programul de analiză a similitudinilor a Centrului de Calcul a Universității Agrare, pus la dispoziția școlii doctorale. Raportul de similitudine a demonstrat că nu sunt elemente care să susțină suspiciunea de plagiat. Este evident aportul doctorantei, rezultatele publice sunt originale, fiind prealabil verificate de conducătorul tezei de doctorat, domnul profesor Valeriu Balan. La acest criteriu se propune calificativul excelent 4 puncte. Publicarea în ediții științifice, diseminarea rezultatelor originale obținute de autorul tezei este integral îndeplinită și confirmate prin publicarea unui număr de 13 lucrări științifice, inclusiv un brevet de invenții, 2 în reviste specializate, 3 în colegiuri de lucrări științifice publicate cu ocazia unor manifestări științifice internaționale, 3 publicații în catalogul oficial, expoziție internațională specializată și 4 teze publicate în tezele de lucrări științifice cu ocazia unor manifestări științifice locale. Aspectele teoretice și aplicative au fost prezentate și aprobate la ședințele Catedrei de Horticultură în cadrul a 3 prezentări la conferințe științifice internaționale, 2 prezentări la diferite manifestări științifice naționale și în cadrul a 2 expoziții internaționale de invenție. La acest criteriu se propune calificativul foarte bine, 3 puncte. Participarea în proiecte de cercetare. Autorul tezei, Băile Ciină, a participat în realizarea proiectului instituțional Perfecționarea tehnologiilor de întreținere a livezilor superintensive de cireș și măr, elaborarea tehnologiilor de formare a calității fructelor pe plan european pe durata anilor 2015-2019. Date științifice referitoare la conținutul tezei de doctorat. Teza evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova constă din introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări bibliografice cu număr de 174 de titluri științifice, inclusiv 60 dintre ele publicate în ultimii 5 ani și expuse pe 120 pagini.
Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice, inclusiv un brevet de invenție. Lucrarea este expusă în limba de stat, cu utilizarea indicilor și argumentelor specifice, discipline și direcții de cercetare. Materialul cercetat este bine structurat pe capitole, iar rezultatele obținute sunt bine argumentate. Perfectarea lucrării corespunde în linii generale cerințelor stipulate în DIT privind perfectarea tezei de doctorat și autoreferatelor, aprobat prin hotărârea Comisiei de Atestare a CNA. În concluzie, tema de doctorat, evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură super intensiv în condiții Republicii Moldova, la specialitatea 411.06 pomicultura prezentată de Bâlicienă, este o lucrare științifică actuală și necesară în producerea fructelor de măr cu rezultate importante privind productivitatea pomilor prin identificarea soiurilor cu înaltă productivitate, finalizate cu concluzii teoretice și recomandări practice. Cercetările efectuate sunt importante pentru pomicultorii Republicii Moldova și pot fi confirmate ca studii care se contribuie la dezvoltarea sistemului de mare densitate la măr prin utilizarea portaltoaielor de vigoare mică nouă, plantarea pomilor cu ramuri anticipate, conducerea pomului după formă de coroană fus-zvelt, asigurarea cel puțin 2750 pomi la hectar, instalarea sistemului de susținere și de irigare prin picurare și aplasii antigrindene. Concluzia privind corespunderea tezei titlului de științific solicitat, reieșind din cele expuse mai sus, considerăm, concluzionăm că teza evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova poate fi apreciat cu calificativul foarte bine, iar doamna Bălicienă merită acordarea titlului de doctor în științe agricole, specialitate 411.06, pomicultură. Mulțumim! Poftim, doamna. Mulțumim mult, domnul Bujoreanu, pentru apreciere. Obiecții, altceva, observații, nu am văzut din partea dumneavoastră, vă mulțumim mult! Da. Pare că trebuie domnul recezent Nicolae Bujoreanu. Uit microfon. Dacă poate, e dat președintelui să citească referatul, da? Primul plan? Să cumva să pe cineva spun, să apăs cu notele, cu notarea, așa? Referat asupra tezei și rezumatului tezei de doctorat, evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova, elaborată de doamna Ina Bâlici, prezentată la ședința Comisiei de Susținere Publică, aprobată de către Senatul Universității Agrare, prin decizia numărul 7/08/07/20/20 la specialitatea 411.06 pomicultură. Structura tezei, manuscrisul tezei include foaia privind dreptul de autor, cu alte cuvinte, toate compartimentele care se cer pentru o teză sunt în teză. Nu citesc tot, fiindcă toate teza include 43 tabele, 41 figuri și 5 anexe. Rezumatul tezei este dactilografiat pe 36 pagini, inclusiv 6 pagini bibliografie selectivă, publicațiile proprii la tema tezei și anotarea în 3 limbi. Conține 6 tabele și 9 figuri. Noutate și originalitatea lucrării. Autoarea, de ce spun autoarea, fiindcă dacă avem autor, avem și autoare. Și este corect atunci când despre genul feminin spunem așa cum trebuie. Doctor, și așa mai departe, așa. Autoarea, apreciind rolul strategic al culturii mărului pentru sectorul pomicol al Republicii Moldova și însemnătatea mirilor în alimentație, își pune pentru cercetare scopul de a ridica productivitatea plantațiilor prin alegerea soiurilor înalt productive și elaborarea metodelor cu ajutorul cărora se poate de menținut un echilibru dinamic între creștere și fructificare. Pretendenta astfel își dă seama că fără atingerea unui echilibru dinamic,
dintre procesele fiziologice de creștere și fructificare, prin aplicarea procedeilor de formare, tăiere și normare a fructificării implantațiile de mare densitate, nu se poate obține o productivitate înaltă a pomilor și fructe competitive conform cerințelor pieței. Conform scopului propus, doamna Ina Doilici determină corect obiectivele lucrării care totalmente sunt supuse scopului, sunt originale, creative, cu idei inovative. Pentru investigație au fost alese soiuri de perspectivă pentru Republica Moldova, fructele cărora sunt întrebate de către consumatori pe toate piețele interne și externe. Problema de cercetare, scopul și obiectivele sunt originale și creative. Problema investigată și elucidată în lucrare este puțin studiată la cultura mărului pentru zona pomicolă centrală a Republicii Moldova. Caracterul inovativ al lucrării este determinat și de brevetul de invenție și mai multe distincții oferite de saloanele internaționale de inventică. Tema investigată de către autoarea lucrării se încadrează nu numai în preocupările cu cultura mărului în Republica Moldova, dar au tangență directă cu abordarea acestei teme în arealul mondial. Problema ridicării productivității în plantațiile superintensive de măr și obținerea fructelor de calitate majoră este actuală pentru toate țările în care există pomicultură și se urmărește siguranța alimentară a populației. Datorită scopului și sarcinilor bine delimitate, clar definite și focusate de la începutul lucrărilor în direcția alegerii soiurilor adaptate către condițiile țării și determinarea procedeilor tehnologice adecvate, investigațiile efectuate de către autoare la tema tezei sunt noi, originale și de o actualitate incontestabilă. Astfel, la criteriul de noutate și originalitate, se poate atribui calificativul excelent 4 puncte. Suportul metodologic al lucrării. Experiențele au fost înființate cu soiurile larg răspândite, nu numai Republica Moldova, eu aici nu enumăr. Cercetările au fost efectuate pe parcursul anilor 2015-2019. Distanța de plantare dintre rânduri a fost de 3,2 metri, iar pe rând dintre pomi de 0,8 metri, 3906 pomi la hectar. Au fost studiate 3 experiențe, dintre care 2 pentru cercetarea intensității proceselor fiziologice de creștere și rodire și a capacității de creștere și rodire în corelație cu condițiile climaterice și a potențialului de rodire. Materialul seditor a fost de categorie certificat cu vârstă de 2 ani și coroana proiectată în pepinieră. În calitate de martor a servit soiul Granny Smith. Obiectivele lucrării număr de 5 sunt științific bine argumentate și permit realizarea practică și completă a scopului urmărit. Doctoranda a efectuat observări fenologice, descrieri morfologice, măsurări de biometrie, analize fiziologice și biochimice cu prelucrarea statistică a observărilor, măsurărilor, etc. Rezultatele științifice sunt interpretate prin metoda de analiză științifică, sinteză, comparație, includerea rezultatelor în calcule statistice, în tabele, cât și prezentarea lor prin metoda grafică. Pentru criteriul suportul metodologic al lucrării, poate fi atribuit calificativul excelent 4 puncte. Valoarea științifică a rezultatelor. Cercetările efectuate de către competitoare s-au sodat cu recomandare pentru livezile de mare densitate a celor mai efective soiuri de punct de vedere economic, după cum sunt Golden Delicious Reinders, Gala Bakkei Simmons, Granny Smith și Fuji Kiku. Totodată au fost obținute date și cunoștințe noi științific dovedite privind formarea și tăierea pomilor de măr conduși după formă de coroană Pusveld sub aspectul intensității proceselor fiziologice și a capacității de creștere și rodire în corelație cu potențialul
agrobiologic al cultivarurilor și condițiile climaterice. Deosebită atenție în cercetările efectuate este acordată de către competitoare acumulării datelor pentru emiterea unui model științific și practic bine argumentat al structurii coloanei pomilor de măr în levezile superintensive. Metodele folosite de către doamna Ina Bălici contribuie la soluționarea problemei de ridicare a productivității plantațiilor de măr, nu numai pentru soiurile cercetate în experiențele de teză, dar pot fi aplicate în general pentru soiurile de măr înregistrate în catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova și utilizate în livezile de măr de mare densitate. Pentru valoarea științifică a rezultatelor se poate atribui calificativul foarte bine 3 puncte. Redactarea tezii și conținutul tehnic corespunde tocmai cu cerințele expuse în ghidul privind perfectarea tezilor de doctorat și autoreferatului. Textul este redactat la nivel superior, expus clar și alcătuit din elemente, sugestii care se succed în mod logic, posedă claritate și precizie absolută în concordanță cu datele obținute. Toate frazele fiind precise și textul în general se înțeleg foarte ușor, având înaltă corectitudine lexicală, sintactică, ortografică și de punctuație. Descrierea bibliografică în text și în lista surselor bibliografice speciale utilizate este aplicată corect în conformitate cu cerințele în vigoare. Tabelele și figurile, inclusiv elementele acestora, în care sunt demonstrate rezultatele prelucrării materialului colectat, sunt relevante, nu sunt mari, sunt concentrate și ușor de înțeles. Totodată de menționat că pot fi observate unele fraze care au putut fi expuse altfel. Pagina 5, alineatul, valoarea aplicativă. Asta dintr-o dată în adnotare. Au fost recomandate pentru producții soiurile, dar, conform denumirii tezei, mai corect poate ar fi fost, eu nu zic că într-adevăr, poate că ar fi fost mai corect de stipulat în felul următor. Au fost recomandate pentru producție în sistemul de cultură superintensiv soiurile, deoarece teza se numește astfel, deci nu, poate nu era cazul de plecat mai departe de la denumirea tezei. Și în catalogul soiurilor de plante în Republicii Moldova se înregistrează soiurile pentru producție de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. Oricare ameliorator sau persoană care are un soi trebuie să-l deie mai întâi la testarea de stat. Testarea de stat determină este bun pentru producție sau nu este, sau nu merge. Pagina 24, ultimul alineat, soiuri introduse din străinătate, care au fost testate și s-au adaptat la condițiile țării noastre. Nu știu, poate mai corect ar fi fost și s-au adeverit adaptive. Și mai departe după text. Pagina 109, ultimul alineat. Astfel, un rol important îi revine capacității de a produce fructe durabile. Cred că se are în vedere, îi revine capacității de realizare a producțiilor durabile sau îi revine capacității de obținere a producțiilor anuale sau producțiilor constante și așa mai departe. Dar fructe durabile, poate că este, nu știu, am căutat, poate că este și corect. Pentru redactarea tezei și conținutul tehnic se poate atribui calificativul foarte bine, 3 puncte. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Din analiza tezii și a rezumatului, datelor bibliografice, nu a fost evidențiată nerespectarea eticii și deontologiei profesionale. În raportul de similitudine prezentat de către Centrul de Calcul al Universității, nu sunt indicate elemente care ar susține îndoieli în ceea ce privește plagierea. La acest criteriu se propune calificativul excelent 4 puncte. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Materialele cercetărilor au fost publicate
13 lucrări științifice, dintre care 2 în reviste de specialitate, 3 în colegiul de lucrări publicate cu ocazia unor conferințe științifice internaționale, 3 lucrări în catalogul oficial al expoziției internaționale specializate, 4 scrieri publicate în tezele de lucrări științifice cu ocazia conferințelor naționale și inclusiv un brevet de invenție. La acest criteriu se propune calificativul excelent 4 puncte. Recomandări de utilizare a rezultatelor cercetărilor științifice. Rezultatele, materialele publicate ale cercetării și lucrări pot fi folosite în cursurile speciale de pomicultură pentru studenții instituțiilor de învățământ, pentru producătorii și specialiștii din pomicultură, doctoranți, etc. În același timp, obiecțiile de mai sus nu micșorează importanța științifică și practică și nici într-un caz nu pot influența aprecierea cea mai înaltă a tezii de doctor în agricultură prezentată de către doamna Ina Bâlici. Constat că materialele cercetărilor expuse în manuscrisul tezii și în rezumatul acesteia corespund totalmente. În încheiere consider că teza prezentată de către competitoarea Ina Bâlici pe tema evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensivă în condițiile Republicii Moldova, este o lucrare de valoare nu numai pentru Republica Moldova și corespunde cerințelor și normelor elaborate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare către astfel de lucrări. Conform volumului cercetărilor efectuate, rezultatelor de evidentă însemnătate științifică și practică obținute și prezentate către susținere la ședința comisiei, care am numit-o de acum, competitoarea este demnă de a i se conferi gradul științific de doctor în agricultură la specialitate 411-06, pomicultură. Mulțumim mult, domn președinte, pentru apreciere. Propunerile oferite de dumneavoastră sunt binevenite referitor la formularea frazelor care vă mulțumim, le vom lua în considerare pentru următoarele cercetări, vom corecta. Da. Vă mulțumesc. Mulțumim de răspuns, eu de cum am văzut în tabele, în diferite locuri am văzut că ați luat în vedere cei ce este aici. Da. Mulțumesc mult pentru apreciere. Mulțumesc. Așa trecem la alt punct. Discuții asupra valorii... Aoleu! Dați-mi cuvântul lui Petru. Extraordinar! Eu vă încerc scuze. Mă simt mai ușor. Las! Ne uităm. Cuvânt se oferă referendumului oficial doctor în științe agricole conferențiar universitar al Universității Agricole de Stat Moldova, Eșteanu Ananie. Mulțumesc, domn președinte. Stimate domnule președinte, stimate domnule conducător, stimați domn referenți, colegi, doctoranți, vreau și eu să mă expun pe imaginea lucrării doctorantii doamna Bâlici, ori competitoare, evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condiția Republicii noastre, Republicii Moldova, care pretinde la titlul de doctor în știință în agricultură la specialitatea 411-06 pomicultură. Practic am făcut cunoștință cu lucrarea ca și îndrumător, acum ca și referent. În ce vreau să vă spun, cultura mărului este și va fi și în continuare una din speciile de bază din domeniul, ori din domeniul pomiculturii. Și practic, dacă observăm, la 85% din tot aportul pomiculturii revine culturii respective. Ce este îmbucurător în ultimul timp, fiindcă pe data de 18 octombrie a fost aprobată de către guvern programul de dezvoltare a horticulturii pentru anul 2021-2025, unde stipulează că începând cu anul 2021 de plantat în jur de 250-270 de livezi cu intensive, adică pe asociații soi portaltoi progresive, adică
acesta este stipulat cu scopul de a înregistra producții cantitative, calitative și ca pomicultura, cum se menționează și în lucrare, să fie o ramură durabilă a sectorului agricol. Vorbind despre studiile efectuate de doamna Bâlici, pot spun că consumatorul este evaluatorul final la stabilirea gradului de promovare a soiului de orice specie pomicolă, inclusiv și a culturii mărului, deoarece determină nivelul de implementare în plantațiile pomicole a soiului. Cu cât este soiul mai cerut de către consumator, cu atât suprafețele de soiul în cauză sunt pe suprafețe mai mari. Plus la aceasta, nu vreau să mă repet că precedenții și președintele și referenții au menționat structura lucrării, vreau să spun că sursele bibliografice folosite în lucrare corespund totalmente telmaticii, sunt actuale, adică nu sunt învechite, plus la aceasta competitoarea face trimiteri și la lucrările colaboratorilor departamentului numărul 1 a facultății de horticultură, adică se simte lucru în echipă. Lucrul acesta este foarte benefic. Vorbind despre calificativi, prima este noutatea și originalitatea lucrării. Lucrarea este foarte originală, deoarece se studiază în primul și în primul rând ce observăm noi, forma de coroană. Și după cum am menționat în întrebarea pusă, nu poate fi numai pentru Granny Smith, dar pentru soiurile care au vigoare mai mare de creștere. Și același Red Velvet și multe alte soiuri. Plus la aceasta, competitoarea atrage atenție la un direcție tehnologică, cum este normarea încărcăturii cu rod. Și dumneavoastră ei studiază la diferite etape normarea încărcăturii, adică începând din perioada de înflorire până când diametrul fructelor are o mărime de 10-12 mm. Aceasta ne demonstrează că tema de cercetare reprezintă o abordare originală a unei probleme puțin studiată în Republica Moldova, care necesită o cercetare mai aprofundată și complexă. La punctul acesta am punctat cu foarte bine, deoarece sunt unele cercetări efectuate cât de cât în Republica Moldova în privința suportului metodologic și a lucrării. Ce vreau să spun, practic în lucrare s-au utilizat metode care sunt folosite la lucru cu plantele pomicole, plus la aceasta au fost adăugate și alte metode care au o valoare destul de amplă. În afară de aceasta observăm că în lucrare sunt, cum au menționat și precedenții, referenți și președintele, metode logice generale de cunoaștere științifică, adică analiză și sinteză, inducția și deducția, plus aceasta au fost utilizate metode empirice, cum este metoda dialectică de comparație, un lucru destul de îmbucurător. Plus aceasta, ce observăm noi în lucrare? Că competitoarea a efectuat studii la frontieră, adică în lucrare se poate vedea legătura între biologie, între fizică, între chimie, adică acele analize fizice, biochimice care le-a efectuat. Materialele colectate au fost bine puse în tabele grafice și analize conform acelor obiective care au fost formulate în lucrare. La punctul 2 am punctat cu excelent. A treilea este relevanța științifică a rezultatelor. La sfârșitul fiecărui capitol, practic, ce observăm noi? Datele sunt descrise foarte bine, sunt redate, sunt analizate, probleme nu-s. Observăm că fiecare capitol este însoțit de concluzii care corespund cerințelor în vigoare, răspund la principalele directive care au fost expuse în capitolul acesta cu cercetare, este foarte bine. Informația acumulată pe parcursul cercetărilor este prezentată corect,
persistă legătura argumentată între capitole pe marginea dezvăluirii materialelor. Rezultatele prezentate în lucrare oferă răspunsuri foarte ample la problemele care au fost abordate în cercetarea respectivă. E clar că lucrurile în cauză sunt destul de interesante. Am mai găsit unele nuanțe, de aceea am punctat cu foarte bine la compartimentul respectiv. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Practic s-au menționat acele decizii ANACEC și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și așa mai departe. Ce vreau să menționez și celelalte regulamente care sunt înscrise, ori de care au fost aprobate la Senatul Universității Agrare, privind normativele expuse în aceste acte, care le-am enumerat, de diferit gen și aptitudine creativă și de răspundere a competitorii, a permis ca lucrarea să fie structurată corect, redactată la un nivel înalt, presupunând claritate și precizie absolută în expunerea materialului, înțelegere ușoară a textului, terminologie de specialitate, corectitudine lexică, sintactică, ortografică și de punctuație. La expunerea materialului lucrării a persistat claritate, sunt concluzii, precizie, înțelegere și coerență. La acest punct l-am înscris cu excelent. A cincea este respectarea eticii și deontologiei profesionale. Am văzut că anteriorii vorbitori au spus că lucrarea a fost testată la două programe de similitudine, plus la aceasta rezultatele eu personal, cât a lucrării, atât și din revistele, adică din lucrările științifice, atât și din teza de doctorat, le-am suprapus, adică ele corespund, adică nu sunt abateri de la datele înscrise în acele articole științifice și în teza care este ascultată astăzi. Aceasta ne permite ca să apreciem competitoarea cu excelent, adică 4 puncte. Calitatea susținerii publice. Ori, ce pot spun? Informația prezentată de către competitoare este complexă, expusă logic, inteligentă, discuțiile tematice sunt substanțiale care necesită capacități de gândire critică. Răspunsul care l-a dat la întrebările puse este destul de amplu, bazat pe niște cunoștințe teoretice care le-a acumulat cât parcursul ciclului 1 de studiu, atât și ciclul 2, atât și ciclul 3, adică perioadei de doctorat. La punctul dat l-am înscris cu excelent. Publicarea și ediții științifice. Practic n-am ce completa. Anteriori, practic, referențe și domn președinte a menționat câte lucrări. Doleanța este ca lucrările pentru viitor, dacă și le scriți, le scriți începând cu anul 2 de doctorat. Ce am observat eu, că ele cam au fost spre sfârșit editate. Lucrul acesta să-l luați în considerație, ce este benefic, ori foarte bucurător, că acel brevet este elaborat în 2017, adică din primii ani de cercetare, ce detestă că competitoarea foarte activ a participat la aceste studii și a observat această modificare în rezultatul formării la soiul Granny Smith a coroanei prin metoda care îi propune și în recomandări. Practic, au participat la conferințe, chiar la ultimele două conferințe care au fost la Craiova, dumneavoastră ei a participat cu două raporturi și a luat și cuvântul unde sunt martor ocular, deoarece și eu am participat cu un raport acolo și pot să adeverez că dumneavoastră ei a participat și a luat cuvântul cu rapoartele care le-a prezentat în lucrările Universității de la Craiova. La punctul respectiv, este excelent. Dacă nu era brevetul de invenție, aveți fie foarte bine. Brevetul de invenție este stipulat automat, este excelent.
În concluzie, teza de doctorat evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova elaborat de doamna Ina Bâlici este o lucrare științifică finalizată care abordează concepte și tehnologii de cultură de ultimă oră, conține rezultate experimentale foarte importante care pot fi utilizate cât în practică de producătorii de fructe, atât și în cercetare, deoarece lucrurile parcă par noi, dar ele pot fi mai îmbunătățite. Lucrul acesta s-a menționat de domn președinte prin acea întrebare cu alternanța de fructificare. Nu știu cum dumneavoastră a stabilit-o prin ce metodă, dar dacă ne luăm după metodologia care la cercetarea soiului este destul de interesantă. Practic, autoarea demonstrează că posedă materialul prezentat foarte, la un nivel foarte înalt și lucrul acesta este destul de îmbucurător. În temeiul celor expuse anterior și în conformitate cu cerințele ANACEC și regulamentul instituțional a școlii doctorale, propun acceptarea lucrării evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova, ca teză de doctorat, iar doamnei Ina Bâlici, acordarea titlului științific de doctor în științe agricole la specialitatea 401-06, pomicultură. Mulțumim mult! Mulțumim mult, domn Peșteanu, pentru apreciere referitor la propunerea cu publicarea articolelor din primii ani de cercetare. Este bună propunerea, dar așa s-a primit. Vă mulțumesc. Ați avut alt articol mai important, copilul mic, spuneți așa. Da, concert. Este un articol mai vast decât cel științific. Așa a fost. Dar? Așa e. Totul e viitor. Da, vă mulțumim mult de apreciere. Mulțumim. Așa. Trecem la discuții și cuvântul se referă conducătorului științific, domnului Valerian Balan, profesor universitar. Vă mulțumesc, domn președinte, onorată asistență. Cred că după patru referate detailate asupra lucrării, conform punctajului instalat de metodologie de conferire a titlurilor științifice și didactice, mi este foarte greu acum să mă repet referitor la fiecare punct în detaliu. Dar îmi permiteți să fac careva concluzii, începând de la motivația alegerii temei. S-a vorbit foarte mult despre soiuri, da, soiul este baza producerii în pomicultură. El a fost studiat, se studiază și cred că în continuare tot va fi pe primul plan în studiul pomicultorilor. Având în vedere că astăzi se finisează posibil conferința națională a APF Moldova Fruct, domnul Vitali Gorincioi încă o dată a accentuat toate riscurile care au fost în anul 2020 referitor la realizarea producției pomicole și a accentuat că noi nu putem ieși pe piața internațională, iar pe piața de la răsărit, cu soiurile care le-am avut până astăzi. Și în direcția aceasta, tema a fost aleasă corect și sper să aibă continuitate, după cum a spus domnul profesor Istrate, domnul Peșteanu, domnul Bujoreanu și domnul Bucarciuc. Deci, la a doilea punct, noutatea și originalitatea lucrării, da, se evidențiază în primul rând abordările în studiul soiurilor luate în studiu și corectitudinea amplasării experiențelor. La acest capitol se propune calificativul foarte bine. La suportul metodologic al lucrării
având în vedere că avem de face cu soiurile recent introduse în Republica Moldova, necătând cu o parte de soiuri de acum 5-6 ani de zile de când se află în Republică, dar noi nu suntem încă astăzi apți pentru a spune că soiurile acestea trebuie să ocupe ce suprafețe, unde și când. Și de aceea la acest compartiment, la suportul metodologic al lucrării, da, eu apreciez cu calificativul excelent și vreau să menționez că doamna Bălici a folosit metodele cele care se utilizează astăzi în pomicultura modernă, în fiziologia plantelor, în pedologie, fiindcă aceste metode ele nu pot fi schimbate de la an la an. Poate că nu integru fiecare metodă a fost folosită, dar fiecare metodă a fost în măsura posibilităților analizată și redactată în teză. Valoarea științifică a rezultatelor. Da, la acest capitol am apreciat cu calificativul foarte bine, dar aș vrea să accentuez că datele obținute în aceste două leveți superintensive în centrul Republicii Moldova vor sta la baza perfectării structurii plantației pomicole pe viitor. Noi astăzi studiem multe suprafețe de plantare, multe forme de coroane, sisteme de tăiere și fiecare într-o oarecare măsură concret. Într-o levadă cu un portaltoi, soiuri, alt portaltoi, alte condiții climatice. Și aceasta este viitorul când cineva din proiectanți este în sală, domnul proiectant, doctor conferențian Sergiu Popa, care este director de proiect, lor numai decât la ora actuală ei au necesitate de astfel de date care să le utilizeze în proiectare. Referitor la redactarea tezei și conținutul tehnic. Da, s-a asigurat, desigur, că toate îndeplinirea cerințelor necesare de Agenția Națională de Cercetare și Evaluare, de Regulamentul Universității Agrare de Stat, dar la momentul acesta eu aș vrea să accentuez colectivul Facultății de Horticultură și în special a Comisiei de Îndrumare, care până a fost înscris acordul acestor persoane, a domnului academician Cimboieș, conferențiar universitar Manziuc și conferențiar universitar Peșteanu, teza a fost prelucrată și analizată nu numai de domniile sale, trei persoane, dar și de colaboratorii departamentului pomicultură, viticultură și legumicultură a Facultății de Horticultură, ceea ce le mulțumesc și vreau să, la acest compartiment se apreciază excelent. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Stimați colegi, lucrarea în cauză este practic prima lucrare în școala doctorală, unde până la încep derularea susținerii, încă nu era acceptată de ANACEC o întreprindere care să facă raportul de similitudini. Am rugat centrul de calcul a universității, unde ei s-au implicat și au făcut astfel de program. Și după aceasta, o luni de zile în urmă, după ce pe site-ul ANACEC era de acum publicată ziua susținerii tezei,
ANACEC ne-a transmis că ei au întreprinderea care a fost selectată pentru baza de similitudini. Și desigur că doamna doctorandă Ina Bălici a fost nevoită a doua oară să treacă acest raport la această întreprindere și a trecut-o cu brio la acest compartiment, se apreciază excelent. Numărul și calitatea publicațiilor științifice, participărilor la conferințe științifice, s-a accentuat foarte detailat la această întrebare. Domnul conferențiar Anane Peșteanu a accentuat că au participat împreună la conferința din Craiova cu două rapoarte, dar vreau să accentuez că pe data de 17 noiembrie a participat de asemenea cu două rapoarte la conferința de la Universitatea de Stat din Moldova cu participare internațională cu două rapoarte. Și de aceea, la acest compartiment, desigur, se accentuează excelent. Participare la proiecte de cercetare. Da, el a început să participe în acest proiect, proiectul de cercetare la Catedra de Pomicultură era încă, începând de pe băncile universității. Astăzi ea este încadrată în continuarea acestui proiect în programa de stat la departamentul pomicultură, viticultură și legumicultură. Cineva cred că ascultă că departamentul 1 până acum este, dar cred că la următoarea ședință a Senatului va fi departamentul pomicultură, viticultură și legumicultură. Date referitoare la conținutul tezei dumneavoastră a fost accentuat foarte bine. Avem peste 60 de articole din ultimii 5 ani de zile. Și în concluzie, recomand că autorul demonstrează că stăpânește materialul din teză bine și este capabil să le aplice în practică, având o viziune proprie asupra lor. Obiectivele din teză reflectă realizarea scopului propus și se recordează la promovarea pomiculturii superintensive. Pe baza considerentelor formulate, propun acceptarea lucrării, evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv, în condițiile Republicii Moldova și teza să fie calificate cu calificativul excelent. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim mult, domn profesor și domn conducător, pentru apreciere. Vă mulțumesc mult! Poftim? Ce mai mulțumesc și conducătorul? Cele mai multe? Bine, atunci dacă... Domnul Bucărciuc, conectați microfonul. Tot timpul uit de microfon. Eu cred că el se conectează automat, dar el nu vrea. Da. Trecem la discuții, cu permisiunea dumneavoastră, tuturor trecem la discuții. Cuvântul se oferă șefului departamentului numărul 1, horticultură, domnului Manziu Valeriu. Nu știu că pot conecta sau nu știu. Da, spun așa, că a salut. Mulți stimați președinte, stimați membri al Consiliului.
Eu acasă am microfonul care nu trebuie conectat, tot timpul lucrează. Aici trebuie tot timpul conectat. Da, da. Poftim dacă mai sunt doritori pentru discuții. Doritori? Da. Cei au scris referință. Toți au scris referință, toți au vorbit. Bine, atunci trecem la alt punct. Membrii Consiliului Științific se retrag. Dar noi nu ne retragem nicăieri, membrii Comisiei. Noi votăm pentru tot ceea ce am spus, pentru concluziile finale. Concluziile finale de a recomanda lucrarea dată către ANACEC pentru conferirea titlului de doctor în științe în agricultură la specialitatea 46, da, 011, da, să nu fac greșeli, 411-06, agricultură. Pentru a finaliza, dar pentru a întări aceasta, îmi dați voi să citesc fișa sintetică. Pentru care o să votăm. Anexă la procesul verbal din 04 decembrie 2020, întocmit cu ocazia susținerii tezei de doctorat a doamnei Bălici Ina, cu titlul Evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova, în vederea obținerii titlului științific de doctor în științe agricole. Fișa sintetică. Numărul criteriului. Primul, calificativul. Noutatea și originalitatea lucrării. Bucarciuc Victor, îmi dați voie să citesc așa cum este în fișă, numai numele și prenumele, da? Da. Da. Bucarciuc Victor, 4. Balan Valerian, 3. Istratie Mihai, 4. Bujoranu Nicolae, 3. Peșteanu Ananie, 3. Suportul metodologic al lucrării. Toate 5 note de 4. Relevanța științifică a rezultatelor. Bucarciuc Victor, 3. Balan Valerian, 3. Istratie Mihai, 4. Bujoranu Nicolae, 3. Peșteanu Ananie, 3. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Bucarciuc Victor, 3. Balan Valerian, 4. Istrate, 4. Bujoranu, 4. Peșteanu Ananie, 4. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Toate notele de 4. Calitatea susținerii publice. Fără îndoială, toate notele de 4. Publicarea în ediții publice. Bucarciuc, 4. Balan Valerian, 4. Istrate Mihai, 4. Bujoranu Nicolae, 3. Peșteanu Ananie, 4. Calificativul general al tezei de doctorat. Bucarciuc Victor, 3,71. Balan Valerian, 3,71. Istrate Mihai, 4. Bujoranu Nicolae, 3,57. Peșteanu Ananie, 3,71. Calificativul care a întrunit votul majoritar, 3,74. Care este propunerea președintelui comisiei în general? 3,74 este o notă foarte înaltă, care este apropiată de excelent. Lucrare excelentă. De ce eu ca președinte aș propune ca în procesul verbal pentru ANACEC de introdus ca lucrarea dată să fie considerată și de către ANACEC ca o lucrare de excelență? Dacă dumneavoastră mă susțineți, da. Dacă dumneavoastră mă susțineți, votăm pentru fișa sintetică. Se votează fiecare așa. Da. Nu ne ducem nicăieri, nu se cere acum. Așa? Și o să iscălim. Așa, deci președintele în prezența membrilor a citit
fișa sintetică. Cuvântul este oferit candidatului la titlul științific. Ultimul cuvânt. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc conducătorului de doctorat, domnul profesor Balan Valerian, care pe parcursul studiilor de doctorat am fost alături și m-a ghidat pas cu pas ce e de făcut. Am consultat împreună cu domn Balan ghidul și metodologie și tot împreună, pentru că școala doctorală e ceva nou, puțin mai schimbat față de ceea ce era până acum, și în rezultat, cu ajutorul dumnealui și a comisiei de îndrumare, am realizat această lucrare. Mulțumim și comisiei de îndrumare care iarăși au venit cu propunere după prima susținere la catedră, ce mai era de înlocuit, de schimbat, ca să fie lucrarea mai bună. Și mulțumim mult membrilor comisiei de astăzi, referenților, pentru recenzie, pentru că ați acceptat ca să fiți membrii ai ședinței de astăzi. Și mulțumim departamentului de horticultură, care la fel ne-a ajutat pentru sfaturi, pentru ce am avut ajutor, ne-au fost alături. Mulțumesc mult pentru tot, pentru la toți. Mulțumim mult. Dar soțul nu vrei să mulțumim. Da, și lui neapărat. Da. Că tot ce a fost nevoie am făcut împreună și la livadă, la experiență, și că soțul zicea, ce iar ne ducem, nu ai terminat încă. Și așa a fost. A fost pe unii mai greu, pe unii mai ușor, dar am reușit. Am reușit și mulțumesc că am reușit. Mulțumim la toți. Mulțumim. Deci, primul cuvânt are președintele și ultimul cuvânt tot președintele. În primul rând vreau să mulțumesc mult școlii doctorale, Universității Agrare, Senatului Universității Agrare, pentru ceea ce mi-a acordat atât de mare încredere, ca astăzi să fiu președintele comisiei. Prima comisie, primul președinte, și mă tem mult că am făcut careva greșeli, dar îmi cer iertare de la tuturor. Este prima ședință în acest fel și dacă am făcut greșeli, să am iertare. Mulțumim foarte mult conducătorului, care a avut încredere în mine, nu știu din care cauză, dar a avut încredere în mine că voi fi un președinte, mă rog, așa cum se cere de toate instanțele care sunt deasupra noastră. Mulțumim mult și, dacă îmi permiteți, declar ședința noastră închisă. Dacă sunt careva obiecții, poftim. Permiteți o minută. Poftim. Da. Mult stimate domnule președinte, referitor la concluziile și la fișa sintetică care dumneavoastră ați prezentat-o, noi trebuie să le prezentăm numai decât și la Senatul Universitar pentru a fi validate și de la Senatul Universitar trimite mai departe la Comisia ANACEC. Dacă momentul acesta, cred că acolo numai decât îl prezentăm. Și dacă îmi permiteți un minut, în primul rând aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctor în știință agricole, a doamnei Ina Bâlici, și
dacă domnul președinte m-a întrebat din ce cauză așa încredere am avut, apoi aș vrea să accentuez un moment. Noi am primit referate de la Cluj-Napoca, de la domnul Sestraș și de la domnul decan, spunem, Viorel Mitri. Deci, în raportul domnului Radu Sestraș este accentuat că la teza în cauză, în Republica Moldova n-ar fi fost alt președinte mai bine venit decât primul ameliorator al mărului din Republica Moldova, Victor Bucărciuc. De aceea, noi am anticipat situația aceasta, care a fost apreciată și din alte părți. În afară de aceasta, eu aș vrea să mulțumesc domnului Mihai Strati, care a dat consimțământul de la prima întrebare la această teză și a fost receptiv la toate întrebările și doamna Ina Bâlici, cred că a primit multe consultații din partea domniei sale. Același lucru s-a întâmplat din partea domnului profesor Bujoreanu și Anani Peșteanu, fiindcă tot timpul doctoranta a ținut legătură cu dumneavoastră referitor la conținutul tezei. În afară de aceasta, aș vrea să menționez faptul că recenziile primite sau aprecierile primite în total au fost 15, dintre care una din Turcia, din orașul Balu. Da, Toran Karadeniz este un adept a catedrei de pomicultură, a fost de acum de mai multe ori la noi, la catedră. Am fost cu el direct în câmpurile experimentale și anul acesta am îndeplinit un proiect bilateral. Din păcate, Republica Moldova l-a acceptat, dar partea turcă n-a fost acceptat. Dar asta vreau să spun, că este o colaborare cu Universitatea din Balu. Referitor la Universitatea din Craiova, noi tot timpul suntem prezenți la manifestările științifice și din Craiova și din Iași. Și anul acesta, desigur că doamna decan Cosmulescu a accentuat lucrul acesta prin aprecierea tezei doamnei Bâlici, care a fost de două ori la Craiova. În afară de aceasta, teza a fost apreciată de 4 directori de instituții. Institutul de Horticultură, Institutul de Genetică și Fiziologie, Fiziologie și Protecția Plantelor, a fost de Grădina Botanică și le mulțumim domnului Dadu Constantin, Ioana Roșca, Vladimir Toderaș și desigur îi mulțumim și domnului Fala Iurie pentru aprecierea lucrării noastre care are implicație și avem recomandări de la domnia sa în procesul de producere. În afară de aceasta, da, avem și colaboratorii noștri la care le mulțumim pentru apreciere. Și în ultimul rând aș vrea să mulțumesc colectivului Departamentului 1 a Facultății de Horticultură, domnului șeful departamentului Manziuc Valeriu, decanului facultății Gheorghe Nicolaescu și tuturor celorlalți membri ai departamentului care au fost la baza înființării și obținerii rezultatelor care au fost prezentate astăzi. Vă mulțumesc mult!